Mulți absolvenți de gimnaziu au decis în acest an să învețe la școală o meserie, astfel că și-au depus dosare de înscriere la liceele unde din această toamnă vor funcționa clase de școală profesională. La unele dintre ele, concurența a fost atât de mare încât a fost nevoie de organizarea unui examen. În mod sigur, sunt 18 elevi de la specializarea mecanică auto care vor neapărat să vină la colegiul tehnic și au pus a doua opțiune cofetar patiser. Ni s-a părut destul de ciudat asocierea aceasta mecanică auto sau cofetar patiser. Nu au absolut nicio legătură cele două meserii între ele, dar ei vreau neapărat să vină la colegiul tehnic și atunci au trecut a doua opțiune, cofetar-patiser. Deci, în mod cert, ne vom face cele două clase, cele 56 de locuri propuse. Examenul a fost destul de simplu, în sensul că a fost o probă de tip grilă, cu corectare pe loc în fața elevilor. Vă miră faptul că din ce în ce mai mulți elevi tind să vină către școlile profesionale? Era un lucru normal, de așteptat. Învățământul românesc nu poate să producă numai ingineri, ci trebuie să producă și muncitori și de aceea este nevoie și de școală profesională. Sunt convins că, pe de o parte, au cântărit acei 200 de lei, bursa profesională care se acordă, dar și faptul că imediat după finalizarea studiilor ei se pot angaja. Este o șansă în plusă oferită elevilor. Întrebările de la examen au fost concepute din manualele de educație tehnologică, iar notele au fost de la 2 la 10. Din cei 68 de candidați au fost 5 note de 10, 5 note sub 5, de 2 și respectiv 4, și majoritatea notelor de 7, 8, 6, deci au respectat curba lui Gauss. Subiectele au fost din materia studiată de ei în clasa a 7-a și a 8-a de educație tehnologică. Suntem colegiul tehnic și am pus preț și pe această probă de educație tehnologică. În județul Buzău vor funcționa din toamnă 22 de clase de învățământ profesional care vor instrui peste 600 de meseriași. Printre beneficiile urmării unei școli profesionale se numără bursa profesională lunară de 200 de lei, diploma de calificare într-o meserie căutată pe piața muncii și siguranța locului de muncă. Elevii care nu vor reuși să se califice pentru una dintre școlile profesionale vor fi nevoiți să se înscrie la liceu.